Chiar dacă nu e vechi, totuși e un loc special pentru mine, pentru că asta este ultima realizare a socrului meu și eu sunt mândru de acest mozaic, mai ales că nu trebuia să-l facă, dar el și-a dorit să-l facă și pentru asta a primit și 30 de lei. Dar asta este, cum să zic, o amprenta lui rămasă chiar în mijlocul orașului. Iar, na, pentru mine e ceva special. Vedem ceva impozant aici în spate. Da. După cum vă spuneam, aici cam e zona principală de distracție, sau era înainte zona principală de distracție, mai ales că în spate avem pavilionul, dar în spatele, prima oară vorbim de cele două hoteluri. Hotelul Mirica, primul hotel, da, cel mai important. Cel de aici. Culmea că în 1912 avea cinematograf, da? Ok. Încă există locul de cinematograf, dar nu se mai folosește. Deci, practic, orașul Calafat, din păcate, nu mai are cinematograf. Dar el mai există de pe vremea aia? Da. Există și... nu am fost, dar toți cei de la primărie, când au ședințe și toate, acolo, exact în zona... Da, deci încă... Încă e folosit. Da, încă este folosit. La un moment dat, bine, a avut mai multe denumiri, hotelul. Fie era închiriat către terți care își făceau business-urile în hotel. Hotel Mirica sau Lloyd. Da? Așa se numea Lloyd. Iar în spatele meu, prieteni de viață, da? Așa. Este Hotelul Marin cu o replică mai micuță, dar mai bogățită a hotelului Capșa din București. E tot același, cam în același stil. Din păcate, acum 2 ani de zile, actualii proprietari, ca să nu cadă, au dat cupola jos. Ea încă există, e spate, dar okay. Au tras de ea din spate. Avea peste 60-70 de camere. Am intrat în el, dar acum e într-o stare destul de mare de degradare și e destul de dificil să intrăm, sau na, periculos, să zicem așa, să intrăm în zona aia. Să sperăm că noi proprietarul o să facă ceva cu el. Este foarte lung până... E lung și văd că e vis-a-vis de muzeul de artă. Da, trebuia să fie aproape. De palat, corect, de palat, mai ales că în zona asta de aici, în spate, tot membrii familiei Marincu erau, adică mai era încă o casă. Aici, în perioada interbelică și antebelică, erau tot felul de, cum să zic eu, venea fanfara, veneau militarii, își făceau plimbări pe aici. Pentru că ne-ai spus că strada asta era strada bogaților. Strada bogaților, într-adevăr, da, că sunt doar câteva case, dar sunt strade destul de lungă, dar de fapt sunt una, două, trei, patru proprietăți până în capătul străzii. Okay. Da? O chestie interesantă pe care vreau să vă povestesc, unicat probabil în țară, mai ales că are legătură cu pavilionul din dreapta, pavilionul, locul de distracție al ofițerilor și locul de întâlnire ale mai marilor orașului. De ce zic că e important lucrul ăsta? Pentru că în anul 1912, oamenii de aici din Calafat s-au gândit să facă un nou județ. Okay. Pentru că, ca să facă toate chestiile legate de afaceri și nu neapărat, și inclusiv să se ducă la Palatul de Justiție, trebuia să se ducă la Craiova. Trenul oricum făcea foarte puțin, adică nu acum face, de exemplu, 3 ore de la Craiova la Calafat. Înainte făcea probabil mai puțin de o oră, când era linia mai bună. Când aveam și noi trenuri. Da. Și au zis, ok, hai să nu mai facem chestia asta și să facem un nou județ. La început au vrut să-i pună numele de Știrbei, pentru că aici era moșia Știrbei la un moment dat. Asta în prima perioadă până în primul război mondial. Da. Deci în 1912 până în 1934 s-au chinuit să facă lucrurile astea. Deci toți comercianții, inclusiv foarte multe comune din jurul Calafatului, și din Dolj și din Mehedinți, au vrut s-au unit și au vrut să facă nou județ. Prin anii 20 până în 30 au vrut să-i pună, după aia au schimbat, au vrut să-i pună numele de Independența. Practic, dacă se realiza lucrul ăsta, devenea cel mai mic județ din țară.
mai mic și decât Bastui. În fiecare an ei făceau actele, le schimbau, se duceau la rege, regele spunea nu. Le erau refuzate. Și ultimul nu a fost în 1934, când atunci au zis gata, nu mai e. Atâția ani de zile am tot încercat în fiecare an să ne ducem în audiență, să facem lucrurile astea, nu merită, dar este un lucru de știut, pentru că chiar aici se întâlneau și făceau acele întâlniri și plănuiau toată asta, chestia asta importantă pentru, da, până la urmă și Oltenia ajungea să aibă 6 județe, da? Nu 5 cum sunt acum. Ei au încercat, dar n-au reușit, dar e o poveste destul de frumoasă. Dar au chiar, da? Da, cum e vorba pe aici, prietenii zic, insistă. Okay. Au insistat, dar din păcate degeaba. O altă căsuță destul de frumoasă, din păcate nu am aflat care este proprietarul real, adică primul, că asta mă interesează. Da. Da? Dar, uite, se vede și la intrare acolo exact spațiu special pentru intrat cu căruțele, iar în spate erau dependințele unde și zona grajdurilor. Dar e o casă destul de frumoșică, acum ține de stat, e tot o parte a primăriei. Aici, exact după gardul ăsta, era cinematograf în aer liber. Okay. A funcționat, cred că până prin 2000, când după aia nu au mai avut tehnologie nouă și au zis că nu mai bage banii în el. Eu tot încerc să sper că la un moment dat poate edilii orașului. Am mai urme? Urme nu mai există, dar există zona. Gen, uite, în spate acolo chiar era zona unde se proiecta. Deci era cinematograf în aer liber. Și acum, până la biserică, în stânga, de exemplu, mai avem tot un han vechi de secol XIX. Din păcate este părăsit. Eu mi-am făcut veacul aici în hanul ăsta. Într-un fel, adică de când vin în Calafat în fiecare an, îl documentez și în fiecare an văd cum dispar anumite lucruri și ideea e că ei când au plecat toți oamenii care stăteau aici, că stăteau cu chirie, da? Și-au lăsat totul, deci găsești acolo poze de familie, haine, ce tot, mișto. I-a aruncat, da, e o capsulă a timpului, să zicem. Ce mișto. Da? Dar din păcate este într-o stare destul de mare de degradare și nu recomand chiar cei de la primărie. Era să o pățești, da, aici era să o pățesc nasol, pentru că la un moment dat m-a salvat o statuie. De ce zic? Pentru că cu un an înainte venisem și făcusem eu filmul meu, da? Luam niște statuete de la mici, le puneam la anumite locuri, le făceam poze și peste un an le vedeam schimbate. Adică luate de acolo, puse altundeva. Probabil mai era cineva care urmărea și făcea chestia asta. Hai să mă joc puțin cu mintea lui. Okay. Da? Este, cred că a aparținut ultima oară unei familii de greci, Dracopol, care culmea mai avea încă un hotel lângă, sau tot un fel de han, lângă hotelul Marincu. Acolo avem Palatul Eracle Marincu, actualul Palatul Copiilor. Okay. Vis-a-vis, dar n-ai cum să-l vezi, este o căsuță, dar este palat din punctul meu de vedere. Adică mai în față pe stradă și pe stânga. Da. Okay. Este casa lui Ilariu Marian, care a fost fost primar de Calafat, inclusiv prefect de județ Dolj, foarte important. După aia s-a înrudit cu familia Marincu. La un moment dat, până prin 2007, a fost bancă și după aia a ieșit la vânzare, a fost cumpărat recent și degeaba. În interior n-am intrat, dar mi-au povestit oamenii că sunt picturi de la fel de Tribalski, fiecare cameră este pictată, deci chiar palat, da? Și aici venim la catedrală. Frumusețea asta a fost făcută tot de Adoti Pietro. Okay. A fost finalizată în 1907, bineînțeles, toți mai mari de pe stradă asta au donat bani. Marincu, Ilariu Marian, Ciupag, Drăgulescu, toți au donat bani. Ca să aibă această catedrală lângă ei aici. Da. Da, să zicem, da, nou, deci asta este cea nouă, cea veche au deja ajunsese, au demolat-o și au construit-o pe asta nouă. Aha, ok. Ce interesant, în 1906, la expoziția de la București de la 1906, da. Din Parcul Carol, da. Școala de meserii din Craiova a realizat toată catapeteasma din lemn, da, sau altarul, de fapt, da, altarul,
din lemn. Și prima oară l-au dus la expoziție și după aia l-au luat și l-au adus aici și l-au montat final. Ce e mai interesant sunt acele guri de evacuare a apei, gargoyle. Ia uitați-vă atent, dacă puteți să dați zoom până acolo, cât de tari sunt, da? Ok, da. Acelea sunt puse și la hotelul Marincu. Guri de ieșire, în Craiova am mai găsit la câteva case de-astea, așa, de boier mari, da? Dar astea sunt foarte, foarte frumușele. Iar în interior, mama mea, e superb. Arată bine. Ideea este că în acele turnulețe, da, către turnul principal, bine, scările sunt elicoidale, frumos așa, dar cei de aici au păstrat exact inscripțiile bulgarilor veniți atunci în primul război mondial. Că au devastat tot și s-au scris pe tot, da, sunt literele lor, na, cum sunt rusești, da? Încă există ele. Bine, dacă trebuie să vină cineva, uite, ar trebui să vin cu niște bulgari la un moment dat și să-mi pună, să-mi traducă, da. Dar este o biserică destul de frumoasă și merită vizitată, e deschisă tot timpul, dar acum, dacă noi ne-am plimbat mult, e și sâmbătă, n-am mai prins-o, da. Ce mai interesant, mie mi-a plăcut foarte mult asta, că mi-e plac astea, the riddles, da? Exact în spate acolo, nu multă lume știe, este o găurică către vechea ghețărie. A, cum adică? Vechea ghețărie a pavilionului. Aha. Care pavilionul era pus, na, principal la intrare în parc. Parcul îl vedem aici, este și în partea aceea. La început se numea Parcul Elisabeta. Da. Acum deci nu mai care treaba cu găurica aia? E, acolo era gheț, încă există, da? e ghețărie, da. Aha, okay. Am intrat în interior, bine, trebuie să stai, să cam atât este găura din ghețărie. Mai exista o ghețărie lângă Palatul Marincu, dar au închis-o recent. Da, era imens, era o tămăi găură și probabil câțiva oameni de aici din oraș probabil fi căzut din greșeală acolo și au zis, hai să o stupăm. Da, erau multe ghețării pentru că n-aveai altfel cum. Dar ea, acea parte încă există, a fost folosită în perioada comunistă ca și WC-uri, deci acea ghețărie a fost modificată, okay. Dar ea există, e acolo, dar foarte puțin oameni știu de ea. Bun, deci ăsta este parcul, vechiul parc Elisabeta. Noi suntem în zona, mamă, deci am găsit hărțile, câteva din hărțile orașului Calafat. Ideea este că tot Calafatul era împărțit în zone de cartier. Da? Sau zone, na. Iar noi suntem în Belvedere, okay. Așa se numea, okay. Iar eu sper ca la un moment dat să schimbe cei din Calafat, autorizează să schimbe zonele și să redenumească aceste zone cum erau odinioară, pentru că erau destul de frumoase, inclusiv străzile frumoase. Aveau denumiri frumoase. Acest parc se numește acum doar parc, okay. Dar înainte era parcul, da, n-are denumire, da. Dar înainte era parcul Regina Elisabeta. Chiar în spatele nostru, până în zona portului, un alt monument dedicat independenței. Da, pentru că sunt cele mai multe. Unul din ele sunt mai multe. Din păcate, a fost acoperit cu gresie și nu se mai înțelege, dar na, e bine că încă există și pe final avem poze cum arăta el original, cu toate, de fapt. Și sperăm că când o să vină momentul să fie restaurate toate să aibă să semene sau na, să fie exact cum erau concepute. Un obelisc, bineînțeles că toate sunt făcute în stil exact ca asta, ca și obelisc. O să ajungem, după ce o să mergem în port, o să ajungem la cel principal. Uite că încă e scris amintirea primului oștean român căzut în războiul româno-ruso-turc, 17 mai 1877, sergent Popescu Constantin. Deci aici a murit primul om. Da. Și aici s-a și ridicat, aici a fost și o baterie. Deci noi practic suntem în zona veche a orașului, deci aici practic era oraș. Ok. După război de independență, majoritatea clădirii au fost distruse, bineînțeles că e foarte, foarte aproape vidinul de aici. Și o să ajungem noi la un moment dat în zona unde este și bateria Carol, unde era și monumentul care a fost mutat la un moment dat și comuniștii la 100 de ani au ridicat unul mai mare, mai impozant, da? Care încă există și acum. Dar și cel vechi nu l-au distrus, doar l-au relocat, să zicem, da? Da.
Dacă tot suntem, hai să intrăm și în gara fluvială. Hai. Bineînțeles că acum este foarte multă vegetație, dar este o frumusețe și vreau să o vedeți. Mai ales că acum deja începe să se vadă Dunărea. Aici este și vama, sunt mai multe clădiri frumoase. V-am promis că vă arăt și un WC frumos. Așa. Trebuie să faceți și lucrul ăsta. Chiar am găsit niște poze cu niște germani din al doilea război mondial care stăteau la coadă la WC-ul, da. Și uite cât de frumos e WC-ul ăla, uite la acolo. Chiar dacă acum nu mai este folosit, este doar ca și depozit, ăla de acolo. Da. Dar este dacă super. Nu filmăm cerul și ca filmăm și construcție. Toaleta. Crede-mă că e bine. Mhm. Da. Sunt oameni care merg prin toată lumea și caută toalete pe care să le pozeze și să le pună pe Instagram. Deci, asta este să vină și aici. Asta e o frumusețe de toaletă. Că arată bine, da. Da, da. Și acum o să intrăm în port, în gara fluvială. Da. Toate aceste gări fluviale din zona Dunării, toate au fost făcute în același stil. Toate au fost făcute în același stil, deci toate erau identice. Da. Care au mai rămas sau au mai rămas? Asta de aici din Calafate este cea mai bine păstrată. La cetate, de exemplu, este transformată în restaurant, ceea ce e bine pentru că asta înseamnă că a fost salvată. Și domnul Dinescu, trebuie să spun că domnul Dinescu a salvat-o și chiar i-a dat un rol. Dacă tot am ajuns aici, e o legendă, nu neapărat o legendă pe care eu am. De fiecare dată când vin cu cineva, trebuie să-i pun să dea din clopot pentru noroc. Hai. Ei, practic hai. Prin acest clopot se anunțau atunci când veneau vapoarele. Gata. Vedeți că aveți noroc de cât 3 ani. Deci trebuie să vă întoarceți cel puțin în perioada asta, să vă reîntoarceți ca să mai luați încă pentru 3 ani. Dacă veni mai devreme, se dublează norocul? Nu. Deci trebuie să veni. Ba da, bine, da? Nu se dublează, dar rămâne la fel, da? Ok. Deci, uite. 2 secunde, că trebuie neapărat să vă arăt asta. Această construcție este, deci toată gara fluvială este de fapt gândită să arate ca un vapor, o navă întoarsă invers. Ah, da. Și asta din lemn este gen cum îi zice, cala sau ceva de genul, da? Pupa sau nu știu cum îi zice. Nu, pupa e spate. E, da, dar interiorul, da? Ca o navă. Deci eu de fiecare dată când vin aici în Calafat, mă simt atât de bine să revăd și să tot timpul să revăd această gară fluvială pentru că este superbă. Nu au mai rămas multe, de exemplu cea din Turnul Severin au demolat-o comuniștii, cea din cetate este transformată, nu prea bine, încă se văd părțile astea, dar nu îți mai dai seama că e ca și o gară fluvială. Iar asta este intactă. Intactă, sunt destul de multe, bine, nu multe așa, sunt câteva poze pe internet cu gara fluvială. La un moment dat apare exact zona asta cu Dunărea, în care era un vameș soldat care apăra. Sunt câțiva care așteptau aici, e destul de frumoasă. Acum nu și mai are rostul, doar din punct de vedere turistic mai ține, pentru că Bacul nu mai există acum, există podul între Calafat și Vidin, dar încă e zona portoară, acolo este de la WC-ul în partea altă este zona comercială a portului. Adică încolo, da, în partea stângă. Și se folosește, după cum vedeți, e plin de barge, da? Aici câteva bărcuțe, au mai rămas doar atât câteva bărcuțe, pentru că restul sunt la Bașcov. Aha, ok. Tot se plimbă în zona Bașcov. În spate o să vedeți și podul, noul pod. Uite-l. Europe Bridge. Care deja face parte din simbolul orașului. Da, da. Ce mai interesant e că atunci, vara, când scade Dunărea, eu mă duc exact jos și se văd vechii stâlpi de lemn din vechiul port. Portul era destul de important, dar nu era, de exemplu, cel de la cetate, era mai mult, hai să zicem, privat.
Bine, era Barbu Drugă, erau mari moșieri de acolo, da? Uh-huh. Aici, de exemplu, cam vreo 70% din bărci sau toate astea de transport erau deținute de către stat. Uh-huh. Deci aici cam vreo 70% era al statului și restul era privat. Dar, mii de tone de grâne plecau de aici către celelalte țări. Deci era destul de important. După cum v-am zis, după 1920, atunci când toate pământurile și toate moșiile alea imense, mă refer imense, da, au început să fie fărămițate și o parte din aceste moșii să fie date de către țărani, atunci toată partea aia s-a micșorat și atunci portul și implicit orașul Calafat a început să stagneze. Până în perioada comunistă, vorbesc serios asta, da, pentru okay. că majoritatea boierilor deja a început, oamenilor cu bani, deja plecaseră către celelalte orașe sau alte țări. În schimb, în perioada comunistă, începând din anii 70, cei de la putere au schimbat total toată economia și au construit. Avem aici una dintre cele mai importante fabrici de conserve din țară. Tot, deci nu era nimic pentru intern, totul era pentru extern. Era biosinteza, care era unicată, era un proiect unicat în lume. A funcționat până prin 2005 și după aia acum nici fundația nu mai există. Erau câteva hectare încolo, da? La marginea, da, sunt pești foarte mulți aici. S-aud pești în apă. Suntem lângă Dunăre. Da. O altă chestie importantă pe care trebuie neapărat să o menționez este că în 74, dacă nu mă înșel, a fost un concurs pe orașe, da, care sunt cele mai frumoase din punct de vedere al spațiilor verzi și al amenajărilor. Ok. Iar Calafat a obținut premiul principal de orașul rozelor. Dacă Aha. intrați pe net și spuneți Calafat anii 70, Calafat orașul rozelor, o să vedeți poze. Cu zona de aici, de la Dunăre, care era superbă peste tot. Numai, bine, s-au chinuit probabil 2 ani de zile să facă lucrurile astea. Au lucrat pentru asta, da. Dar erau foarte mulți oameni implicați în proiectul ăsta, într-un fel de promovare al orașului, iar pe locul 2 a ieșit Timișoara. Aha. Deci, okay. Deci ei i-ați bătut Calafat, practic, a bătut Timișoara în acest concurs, să zicem. Uh-huh. Acum, nu știu, chiar arăta frumos. Adică o să vedeți pozele și o să vedeți că e total diferit. Uh-huh. De-a lungul timpului, după 90, edilii au încercat să refacă, dar e foarte dificil pentru că în perioada comunistă aveau și mâna de lucru, era foarte ieftină și aveau destul, da? Și cam obligau, da. Și plus că da, asta era ideea, dar plus că aveau foarte mulți elevi voluntari, da. Toată lumea pionieri știe, cum pionieri și toate alea. Uh-huh. Dar e bine de știut, e bine că a fost și a obținut premiul ăsta și poate în viitor o să se transforme din nou. De asta că oricum orașul Calafat poate să fie, are potențial turistic la maxim. Dar și datorită presei care promovează doar lucrurile negative. Lucruri negative care oricum în fiecare oraș sunt. Adică găsești și... Și despre Craiova se spune că sunt numai săbii, cuțitași și... Pentru spun, fiecare oraș există o etichetă, asta da, e clar. Eu spun că eu n-am mai văzut măcar bătăi între oameni, da? Din 2001, într-adevăr, până în 2001. Asta în Craiova, da, perfect. În Craiova. Da. Iar aici și toți oamenii zâmbesc. Păi, și cum era și la bulgari, când până tot așa, poate până în 2001, ți era frică cu mașina, că se fură, că nu știu ce, și am întrebat-o pe... Da, nu, astea sunt și chestii negative. Pe Mariana, cu care am filmat, ce se mai întâmplă, care e treaba cu chestia asta, și a zis, nu mai există așa ceva, a fost la un moment dat. Așa și la Craiova și, bineînțeles, așa și aici. Uite și în spate un nou românesc, aici e Vama. Într-adevăr, sunt multe lucruri care pot fi urâte de arătat peste tot, dar sunt și multe lucruri frumoase și noi asta vrem să le arătăm. Lucrurile frumoase, de ce să vii aici și, bineînțeles, oamenii care sunt de calitate și cunosc. O să vedeți mai încolo, după ce terminăm turul, când vă duceți voi la Bașcov. Așa. O să vedeți cât de tare e și merită investit aici, mai ales că o parte din plajă chiar este deținută de către primărie, o altă parte din plajă este deținută de Bucolul Silvic, că sunt niște schimbări pe aici. Dar ideea este că există loc pentru fiecare să-și facă. Da. Deci dacă vrei să vii să-ți iei un petec de 200-300 de metri de plajă, să construiești o terasă, o ceva, nu știu, să faci un ponton în care aduci o barcă de aia veche, o transformi în restaurant, sunt 15.000 de idei.
Bani să ai. Bani să ai, să vii să-ți iei și autorizație pentru asta. Astea se fac repede, nu e nicio problemă, că oamenii dealii sunt destul de... Am observat că sunt deschiși. Deschiși. La... Ați văzut și voi că v-ați întâlnit chiar cu primarul. Sâmbătă elele, na, era la muncă. Da? Deci, și aici mergem către zona de esplanadă, către Dunăre. Aici era super făcută înainte. Acum e mai mult beton, da? Dar înainte era plin de flori. Ok. Plin de flori. Și acum mergem către zona... Pe margine, că vine și un autoturism. Da, acum mergem către zona monumentului. Bineînțeles, dacă tot suntem aici, ăsta este monumentul principal în amintirea războiului de independență, în amintirea bombardamentului Vidinului, cu W, Vidinului, da? Da. În 17 mai 1877. Acest monument era acolo sus, unde era și bateria Carol. Ok. Dar a fost până în 1977. Deci la 100 de ani. La 100 de ani. Când, culmea, comuniștii nu l-au demolat. Chiar dacă scria Carol pe el, da? Nu l-au demolat, l-au relocat aici jos, iar sus, o să ajungem la un moment dat acolo, unde era și înainte și bateria, au făcut unul nou, de la mare, cum făceau comuniștii de la IMS. O să vedem și pe ăla. Dar ăsta e cel original. Aici avem și tunurile, nu sunt cele originale de la războiul de independență, dar sunt Krupp, sunt aceeași firmă, da? Cred că atunci când fac reconstituirea războiului de independență, cred că le folosesc și pe astea, dacă nu mă înșel. Sau cel puțin, oricum, ei bagă niște gloanțe oarbe, da? Și se văd, efectul e destul de frumos. A fost recent restaurat pe lângă, în aceste mici casete, să zicem, sunt și cei care au donat pentru acest monument. Ideea este că mai jos, el este trecut la 1904, dar mai jos, de, cred că e făcut totuși pe la 1900 prima oară, pentru că am găsit poze și pe de la 1902. Deci chestia cu 1904, poate aceste, hai să le zicem, casete, da? Au fost făcute atunci, dar el sigur este mult mai vechi. Și cam toate arătau exact în genul ăsta, mult bine, mult mai mic, l-am văzut și pe cel din parcul fostul Elisabeta. Dar vulturul încă există, care ține ghiuleaua, da? Da. Da. Culmea că Carol era să moară, pentru că era în biserica grecească, pentru că acolo era cel mai înalt punct din calafat, putea să vadă Vidinul, putea să vadă exact toată bătălia. Și cei din Vidin, când au tras, da, bine, ea are două turle. Așa. El era în dreapta și au demolat-o pe aia din nu, el era în stânga și au demolat-o pe aia din dreapta. Da, e cum să vedeți voi când acolo, să vedeți cât de departe este. Da. Da? Hai, să vedem. Și acum o luăm pe în zona de plimbare, zona tunelului, care cred că e făcut după 1913. Până atunci doar coborau pe niște scări. Oricum, e bine că există acest monument. E destul de frumos. Hai să stăm un pic mai încet un pic. Da. În spate acolo, dar nu mai ajungem până în zona aia, este și statuia lui Marița. Cea care se vede cu... Da, cea care se vede, care are în mână o găletușă cu apă. Aha. Practic ea era o româncă din zona de aici, din Bulgaria, care s-a dus în timpul războiului, o puștoaică, da, Marița o chema, da? S-a dus să le dea apă la răniți și ea, din păcate, a fost împușcată de către. Da, și asta este făcut exact în memoria ei. Și e bine, chiar la reconstituirea războiului de independență, chiar avem un personaj. E o fetiță, nu? E o fetiță care vine și le aduce apă, ceea ce e frumos. Da. Și uite, sunt, deci
e foarte cald din oraș, vrei neapărat să te duci să faci o baie. Cât de frumos e să vii prin acest tunel. În stânga și în dreapta, sus sunt case, da? Da. Dar ei, probabil imediat înainte de primul război mondial, au săpat acest tunel să se ducă direct către zona debarcaderului, care încă există clădirea, dar acum este în renovare, și zona de plajă, bineînțeles. Sunt deja vreo 2-3 grade în minus față de ce vedem în oraș. Și tot ce vedeți atunci aici este exact cum s-a săpat atunci. Iar în anii 70, când am zis că era orașul rozelor, peste tot erau mai flori. Drăguț. Flori. Deci era o frumusețe. De seara chiar îți doreai să te duci la plimbare. Mm-hmm. Da? Acum, mai ales că zona de distracție era exact acolo, la debarcader. Da. Care debarcaderul... Deci asta era practic o promenadă. Da, asta era promenadă. Da. Până jos la plajă. Mm-hmm. Care, na, acum, din păcate, anul ăsta n-a mai fost amenajată. Probabil totul se duce către ca și turism, da? Se duce către zona Bașcov, adică la 3 km înainte de Calafat. Mm-hmm. O să ajungem și acolo, să vedeți cum dar este. Da, ar fi drăguț să fie și aici, să fie și acolo, de ce nu? Și să atrageți câți mai mulți turiști, dar aici e cam mult de muncă. Da, da. Cam asta a fost zona asta de tunel, ca așa zic ei, tunel, okay. Da? O să ne mutăm și o să ne ducem în zona noului, cum zice, monument de independență. Acum, dacă noi din zona de barcaderul sau zona portului am urcat, urcăm mai puțin și mai mult, da? Și ne ducem către zona Parcului Independenței, unde este și monumentul actual al Independenței, unde era înainte, până în 77, vechiul monument al Independenței, dar până acolo sunt niște prăjituri. Ce prăjituri? Cu bomboane, cu tot. Anul trecut a fost anul Arnouveau în România și cred că și în Europa. Iar cei de la Institutul Național al Patrimoniului s-au dus în toate zonele. Bine, în Ardeal și Banat aveau ce să ia de acolo, pentru că toate clădirile sunt Art Nouveau. Dar au zis să încerce și de zona asta de sud. Iar ca și reprezentante pentru zona asta de oltenească, chiar această căsuță, care are elemente Art Nouveau în ea, da? A ajuns în acea expoziție. Bine, și câteva din Craiova, dar tot la fel. Ideea este că, până la urmă, sunt eclectice, dar cu puține influențe Art Nouveau, da? Iar asta, din punctul meu de vedere, chiar este o prăjitură. Acum, nu știu cum stați voi cu glicemia, dar doar când o văd, îmi sare, așa, da? Îmi plac prăjiturile. Turnulețele, totul. Aici, arhitectura de zona de sud a României, bine, oricum, cred că au influențe din zonele alea de Grecia, așa, dar vedeți cât de frumoase sunt. Mai este una în spate, din păcate, nu am aflat nici până acum cine au fost cei care le-au construit. E un proces dificil, o să ajungem la un moment dat, poate data viitoare, peste 3 ani când veniți voi să dați să vă prelungiți acordul cu norocul, da? Poate până atunci o să aflu și o să reluăm, poate până atunci poate avem noroc și intrăm în ele. Deci e asta cu turnulețe, mai este una în spate. Asta înseamnă să intrăm în ele. Asta, partea asta ține de Ministerul Apărării. Da, dar și asta are turnuleț, dar din partea dată se vede după copac. Sunt inițiale acolo, ceea ce e bine, pentru că după inițiale pot să le identific. Pe hartă, de exemplu, această zonă nu este trecută nicio stradă. Deci eu nu știu care e strada. Uh-huh. Că dacă aș ști care este aceasta, că de fapt asta era o alee până la urmă, da? Dacă aș ști care este strada, atunci încep și poate am noroc și găsesc. Uh-huh. Dar uite ce frumos sunt făcute. O altă chestie ciudată, actuala și fosta strada Icuza, zona comercială, da. Până în 1913 toate numerele erau invers. Adică deci, parele de la exterior parele, către... Parele erau în stânga, okay. Și imparele erau în dreapta.
Aha, ok. Până în 1913. După 1913 se schimbă tot. După cum spuneam, Aicuza erau literele, cifrele erau invers. Și mi-a luat vreo 3 ani de zile să descoper lucrul ăsta până mi-am dat seama datorită casei lui Gheorghiță Matei, dacă am fost la el la... Pentru că știam care e. Și ăla a fost punctul de reper. Și ăla a fost punctul, că pentru că era trecută ca și număr par, dar acum e la impar. Da? Da. Și atunci mi-am dat seama, pentru că îi spunea că e Aicuza colț cu Ice Brătianu. Păi stai puțin, că e una singură. Alta nu mai există. Și ăla a fost momentul în care eu mi-am dat seama că se poate, că toate astea sunt schimbate. După le-am găsit aceste numere invers. Deci după, prin anii, prin de la 1915 în sus. Deci toate astea s-au schimbat. Okay. Ei, și de atunci, încet, încet, deja acum e foarte ușor să-mi dau seama care sunt, pentru că oricum sunt pe stradă, cred că maxim 3-4 proprietăți. Pentru că după aia vine următoarea stradă, colț cu, știi? Da. Deci da, e foarte ușor să-ți dai seama de orașul ăsta și să descoperi până la urmă cei care au fost și au locuit în casele astea. Așa, să revenim acum la zona de promenadă, da? În zona unui alt parc, Parcul Independenței. Chiar în această zonă de aici se întâmplă războiul de independență, adică cel actual, da? În fiecare an, pe 9 mai, să țineți minte să veniți la Calafat, să vă luați camere la hotel din timp. Ca să le prindeți. Da, pentru că atunci, în timpurile alea, gândiți-vă că numai 200 de oameni vin în afară. Da. Doar participanți la reconstituirea războiului de independență. Și cu ocazia asta îi fericit pe oameni, cei care au făcut proiectul ăsta. Și în fiecare an se chinuie să-l facă. Și oricum sunt destul de mulți oameni care vin și din afară să-l vadă. Pentru că tot asta ține cam o oră. Da. Dar toate pregătirile, în toate timpurile astea se întâmplă și multe alte acțiuni. Bun, după cum spuneam, noi suntem aici pe platou fostului monument și actualului de independență. Care înainte, e destul de mare. Da. Ăsta e făcut în 77, la exact fix 100 de ani. Iar cel pe care l-am văzut jos, înainte era aici, se vedea exact toată zona Dunării cu Vidinu. Bine, acum este foarte multă vegetație, dar uite, poți să te urci pe băncile alea și să vezi exact cum se vede. Hai să o luăm așa și mergem până în Părculeț. Da. Este puțin asemănător și cu cel din Turnul Măgurele. Dacă ați fost în Turnul Măgurele, care culmea la fel a fost restaurat recent, chiar anul ăsta a fost finalizat, inclusiv parcul. Chiar Parcul Independenței, spune, da? Ok. Aici sunt celebrele scări. Toate fetele din Calafat vin să urce și să coboare aceste scări, pentru că e un mod bun de a face sport. Da. Și acum mergem și într-o zonă de agrement, să zicem, da? O altă parte a parcului. Dar aici, după ce apune soarele, sau mă rog, după ce mai trece din căldura asta, sunt oameni, vin oameni? Da, da, da. Păi mai ales că aici este și o terasă. Și vedeți cât de frumos e și mai ales că e și priveliștea frumoasă. Și de-aia v-am și adus aici ca să vedeți exact seara, mai ales că soarele apune acolo, în zona aia, în spatele Vidinului. Și de se vede destul de... Recomand romanticilor, da? Ok. Deci vedeți cum se vede portul, o zonă din port. Și sunt câteva vederi vechi, când căutați pe Google cu monumentul de independență, în care poza e luată exact de aici, cadru. Da? Se vede monumentul și în spate Dunărea. Și dacă stăm să ne chinuim puțin, vedem și cetatea Baba Vida de aici. Și uite ce. Iar casa frumoasă din spate, da, este practic una dintre cele mai vechi case din Calafat. Iată, cam ajuns și la cea mai veche casă. Da. Cam de când e? Păi să vă povestesc. Aici a stat Teodoru, cel care a făcut și biserica, care a întemeiat biserica grecească. Da. Partea asta, ok, peste tot sunt filantropi, da? Ce interesant este că acest Teodoru este bunicul matern al lui Henri Coandă. Ok. Henri Coandă, da, marele... cum zice, mare om al României, inventator, da? Bunica lui, care provenea de aici, din Calafat.
aceste doruri erau de fapt niște greci veniți aici în, în România pe la începutul secolului 19 și au rămas aici, iar tatălui Eric Coandă venea din zona Perișorului, da? Îl chema Coandă, iar Teodorul aici a stat și casa e destul de frumoasă și nu e locuită, da, dar e, hai să zicem, semi-abandon. Este și deținută de un personaj celebru în România actuală, dar ăsta este celălalt parc și aici încheiem zona de oraș. Okay. Da? Și după aia ne mutăm la, la Bașcov. Tur lung de o zi, într-o vreme călduroasă, trebuie neapărat să ajungem aici pe plaja la Bașcov și să bem o bere rece și cam asta a fost turul de Calafat. Încă mai sunt multe lucruri, dar vă invit pe voi să le descoperiți. Vă mulțumim și veniți la Calafat pe plajă. Și acum, hai la plajă. Care arată foarte bine. Noroc.